Bună seara, dragi prieteni! Și mâine avem vreme caldă, însă instabilitatea o să înceapă ușor, ușor să se dezvolte, să crească, apar averse, mai ales la deal și la munte și în sud-vest în prima fază, după care, pe timpul nopții, se extind aceste averse și joi instabilitatea o să cuprindă toată țara, însă de vineri ploile se mai răresc, dar miercuri, noapte și joi o să cam fie ploi. Să vedem ce e în Europa. Avem două câmpuri ciclonice, presiune scăzută, unul pe partea nord-vestică acolo și unul situat în bazinul Mării Mediterane. Acestea se vor extinde treptat pe partea nordică și nord-estică și în sud-vest. Presiunea se menține ridicată, dar vedeți că apare un nou câmp de presiune scăzut aici pe zona Oceanului Atlantic. Și ploile vor uda majoritatea zonelor, izolat se pot strânge cantități mai mari de apă, pe partea nordică, pe zonele estice și pe sud-vest ploile vor fi ceva mai rare, vedeți și dumneavoastră, și o să fie timp frumos, dar asta se întâmplă pe zona estică extremă. La început majoritatea zonelor se află sub influența unor mase de aer cald, pe partea nordică avem un aer mai rece acolo, care ușor, ușor o să se deplaseze către nord-est, iar prin vest-nord-vest pătrunde o masă de aer mai rece, mai răcoros, aș zice, și o să ajungă până în zona centrală. Dar aici, în zona noastră, o să ne afecteze foarte puțin aerul mai rece. Cele mai mari viteze ale vântului se înregistrează în zone de coastă ale Oceanului Atlantic și la finalul intervalului vântul o să sufle cu putere și în bazinul Mării Mediterane. Iată aici. Să vedem maximele pentru marile orașe mâine. La Lisabona 10 grade, 21 la Madrid, 13 Dublin, 18 Londra, 20 Paris, 21 de grade la Geneva, 22 la Berlin, 21 Praga, 11 Copenhaga, 22 Roma și Varșovia, 23 Budapesta, Sofia 21, 23 Atena, 19 Istanbul, 22 la Chișinău. La noi în țară la noapte sunt anunțate norări și ploi sporadice, sporadice doar la munte, pe partea centrală, pe nordul țării. Vor fi averse, descărcări electrice, vântul ceva mai intens. În celelalte regiuni, norii vor fi mai rari, ploile apar așa izolat, întâmplător. Minimele se situează între 4 și 13 grade Celsius, o noapte destul de călduroasă, nu e foarte rece. Mâine rămânem cu vreme caldă, am zis. Pe timpul zilei apar ploi de scurtă durată, în zone de deal, în zone de munte, pe aici, prin partea sud-vestică, după care mâine noapte instabilitatea se accentuează, se anunță averse, fulgere, vânt nervos în sud-vest și în zona Carpaților meridionali pe aici. Pe aici se strâng de plăcută, ceva nori așa, o minimă de 11 grade, destul de cald. Mâine așteptăm atmosferă însorită, caldă, dar începând din orele serii, norii se mulțesc și aversele o să ajungă și în zona Bucureștiului. O maximă de 25 de grade, presiunea atmosferică a crescut un pic astăzi, acum iarăși are tendință de scădere, semn că se apropie instabilitatea și de zona Bucureștiului. La munte, pe timpul zilei o să fie așa ploi de scurtă durată în toate masivele. Mâine noapte apar averse pe zone vaste, în Carpații meridionali, pe unde și cantitățile de apă o să fie undeva pe la 15-20, poate și peste 20 de litri pe metru pătrat, condiții de grindină în zona montană. Maximele din stațiuni sunt la valori ridicate, vedeți, peste 10 grade peste tot. Joi, instabilitatea cuprinde toată țara. În sud-vest, la deal, la munte, avem cantități de apă care pot să mai depășească 20 de litri pe metru pătrat. Vineri avem înnorări și ploi slabe pe suprafețe restrânse, așa că ploile se potolesc. Sâmbătă, vreme frumoasă, cam peste tot, doar prin vest, sud-vest, poate mai cad câțiva stropi, dar nu mai mult de atât. Și maximele ajung de la 14 la 22 de grade vineri și 14-23 de grade sâmbătă.